s-a făcut, nu. Motor. Motor. Bună ziua și bun venit în municipiul Onești. Sunt foarte onorat ca primarul municipiului Onești să fiu gazda dumneavoastră în numele tuturor locuitorilor municipiului Onești. Iată-ne că suntem la al patrulea an în care acest proiect autentic, 100% românesc, se regăsește sau își are, are loc în municipiu, o nouă locație, o locație care cred eu că este de bun augur. Aseară s-a demonstrat că oneștenii iubesc filmul, iubesc actorii românești și sunt iubitori de artă. Suntem onorați să avem ca și prezență în municipiul Onești niște oameni cu totul deosebiți, oameni care reprezintă mult în cinematografie și nu numai, în teatru, în această artă, dacă îi pot spune așa în cuvinte simple, oameni care ne fac de multe ori mândri că suntem români și oameni care ne reprezintă cu cinste nu numai în România, cât și peste hotare. Bineînțeles că oneștenii, ca marea majoritate a românilor, iubesc filmul, dar se trezește în noi acel sentiment, izvorăște din sine, acel sentiment de mândrie și de bucurie atunci când vedem filme, producții românești apreciate în străinătate și filme care se regăsesc și în cinematografele puține care mai sunt în țară și la televiziunele care înțeleg că trebuie să promovate valorile autentice românești. Vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră în parte. Vă urez bun venit în cadrul nostru. Sperăm să fim niște gazde primitoare și calde bune. Sperăm acest proiect să-l reîntâlnim și să-l gândim într-o formă din ce în ce mai, spunem, mai generoasă din punct de vedere al producțiilor pe care le prezentăm oneștenilor de la an la an. Este clar că este un progres și ca să nu omit pe cineva, dați-mi voi să și citesc câteva cuvinte și anume să salut prezența la această conferință a domnului Laurențiu Damian, a domnului Șerban Marinescu, a domnului Bogdan Stanoevici și a domnului Mihai Orășanu, bineînțeles și a doamnei Roxana Busu. Sperăm ca zilele ce urmează proiecțiile să fie la fel de apreciate și de gustate de către oneșteni. Vom mări capacitatea, să spun, de găzduire în această locație, pentru că înțeleg că nu a fost destul de satisfăcătoare pentru prima proiecție. Undeva de la 300 de locuri astăzi până la 450-500 de locuri. Și profit de ocazie să invit toți oneștenii și nu numai să ni se alăture la un proiect românesc apreciat și pe care eu dați-mi voie să vă felicit pe dumneavoastră că îl promovați în România și să vă asigur că și în anii viitor vom fi acei parteneri pe care cred că și dumneavoastră vei doriți și împreună să facem lucruri frumoase pentru comunitate și pentru țară. Bun venit în Onești și v-aș ruga, dacă aveți disponibilitatea, să ne spuneți câteva cuvinte referitor la producții în sine și de ce nu și la proiect. Vreau să mulțumesc în primul rând dumneavoastră și a faptului că pentru al patrulea an ne primiți în municipiul Onești. Și vreau să mulțumesc invitațiilor noștri prezenți aici, a invitațiilor care au fost în anii trecuți. Suntem deosebit de mândri că dumnealor acceptă invitația noastră și le sunt recunoscătoare că, pe lângă ce încercăm noi să facem prezentând aceste filme, dumnealor, cu prezența dumnealor, sporesc de fapt bucuria publicului, care în mod normal într-o sală de cinematograf, în afară de premiera de gală, nu au cum să-i vadă pe actori, pe regizori, pe producători. Noi ce am încercat să facem la Onești în fiecare an a fost să avem câte o seară de gală, să creăm un fel de festival în orașul dumneavoastră. Și asta ne face să fim prezenți aici,
încă o dată mulțumesc invitațiilor noștri și poate că ar trebui să mai spun că acest proiect s-a născut din dragostea de film și de teatru, este inițiat și derulat la ideea profesorului Mihai Orășanu, care a lucrat o viață în bufte, are peste 150 de filme realizate în cariera domniei sale ca inginer de sunet. Și ca să nu ne bucurăm doar noi de filmele noastre mai vechi sau mai noi, am derulat acest proiect și ne bucurăm teribil că avem sprijinul prietenilor noștri, invitații noștri totodată. Ne bucurăm de sprijinul și susținerea Dacin Sara și a UCIN, Uniunea Cineaștilor din România. Și acum le dau cuvântul dumnealor că au mai multe lucruri și mai frumoase a vă spune decât mine. Domnul Laurențiu. În primul rând, dincolo de mulțumirile reale pe care le fac în numele cineaștilor, în numele Uniunii Cineaștilor, vreau să vă spun că această caravană are un istoric, adică inițial, în anii 50-60, se mergea cu caravana cinematografică din loc în loc. Adică în zonele în care nu era cinema, în care nu era film, poposea o caravană cinematografică și mi-amintesc de diaconul care la un moment dat și povestea prima lui întâlnire cu filmul, era un film în care venea un tank spre el dintr-un perete alb și s-a speriat și s-a dus la maică-sa și a spus, vai mamă, războiul este în sat. De ce această idee cu caravana? Pentru că, de fapt, cinematografia românească s-a trezit într-un anumit impas, e opinia mea. S-au luat premii internaționale, cinemaul a căpătat o anvergură reală, iar publicul nu era. Și a început o recuperare de public. Deci, de fapt, ceea ce facem noi acum, sau ceea ce face Mihai, care nu este inginer de sunet, este creator de coloană sonoră, așa se numește, pentru ca să definim, să deosebim inginerul de creator, a fost recuperarea unui public, sigur, cu multe semne de întrebare dacă oamenii vor veni în proiectul ăsta, pentru că proiectul acesta, în primul rând, jumătate din proiect sunt oamenii care vin. Și oamenii au venit. Oamenii au venit în număr mai mic sau mai mare, oamenii au venit surprinzător, din punctul meu de vedere, în număr foarte mare la Onești. Și nu spun asta pentru că sunt la Onești. Și s-a redefinit sentimentul acela de spectacol participativ. Adică în momentul în care te duci acasă și vezi un film, evident cu cele 5 minute de reclamă care din când în când, când ți-e lumea mai dragă, afli cum poți să iei un medicament sau ce poți să faci pentru propria ta musculatură sau de ce îți cade părul din cap, după care revii din nou la cinema, nu este formula aceea participativă pe care eu, de exemplu, am simțit-o aseară, eu eram în primul rând și auzeam și comentarii și sentimentul acela că e un spectacol. Deci nu e doar un film, este un spectacol, suntem alături la spectacol, participăm la spectacol și într-un fel descoperim că cinemaul nu s-a inventat ieri, nu s-a inventat astăzi, ci că are o istorie, că are o tradiție, că lucrurile se repetă. Asta le spun și studenților mei. Cinemaul, noul cinemaul românesc nu e cu nimic mai prejos decât cinemaul anilor 60, unde se făcea o poveste foarte interesantă de poetică cinematografică, de estetică cinematografică, iar publicul, chiar dacă nu este un public, să spunem, inițiat în tainele istoriei filmului, simte. Și am observat cum simte replica, am observat dorința de a vedea mari actori, de a revedea mari actori și de ce nu de a înțelege și profunzimea unui sentiment național care, de exemplu, filmul de aseară l-a oferit. Și nu l-a oferit tezist, și nu l-a oferit fanfaronat, ci l-a oferit simplu și autentic. Și oamenii reacționează la lucrurile astea care țin de o anumită autenticitate. Caravana din acest an
se completează cu un cinema nou, adică cu oameni tineri, vezi Cătălin Săizescu, văd aici un film foarte, foarte interesant, care aș dori ca publicul să vină, pentru că e foarte interesant să vedem cum participă el la un tip de cinema experimental, Îngerul necesar al lui Preda. Vine Dan Pița, care este unul din mari maestri ai filmului și care prezintă o Kira Kiralina extrem de interesant și de special în a recupera într-un fel zona literară. Noi am avut foarte multe filme care s-au inspirat din literatură, scenarii care porneau de la marilor romane. La această oră, elevii de liceu nu mai citesc moromeții, ci văd filmul. Filme care, din păcate, nu se mai fac azi. Sau nu mai citesc Baltagul, ci văd filmul. Adică, totuși, zona asta de vizual se pare că este extrem de puternică și trebuie să ținem cont de ea. Și cred că formula în care, așa cum spunea Roxana, fiecare film care e prezentat aici înseamnă și o premieră sau o reluare a unei premiere de altă dată, dă sentimentul unui spectator că vine, de fapt, nu doar la un film, ci la un spectacol. Dacă ați observat, și sunt convins că presa a observat acest lucru, teatrul merge foarte bine. Publicul de teatru este permanent prezent, publicul de cinema mai puțin, tocmai pentru că cinemaul, deși oferă pe un ecran un spectacol, trebuie să ofere și un spectacol total și complet, ca omul să știe că trebuie să vină la cinema și să aibă respectul față de sala de cinema sau ambianța de cinema. Și vreau să vă spun că aseară era chiar o ambianță. Adică nu era doar o locație. Era o ambianță. Te uitai și vedeai munții, te uitai și vedeai verde. Era o senzație așa că a coborât un film într-un spațiu foarte interesant care e bine să-l mențineți în continuare. Eu sper că nu am acaparat fiind profesor așa când sunt aici tot felul de opinii. Eu cred că este foarte important, pentru că spectatorul, într-un fel sau altul, va avea până la urmă, măcar o dată pe an, sentimentul că face parte și el din receptorul unei culturi cinematografice. Adică știe ce regizori au fost, ce actori, se uită la ei, îi apreciază, și până la urmă sentimentul acesta de a nu lăsa filmul într-o sală de cinematecă, ci de a-l expune, de a-l duce. Sigur că această caravană, după modelul acestei caravane, au venit și alții cu caravane și bine au făcut, adică cu scurtmetraje, cu filme experimentale. Mungiu, cu filmul 432, a avut o adevărată caravană cinematografică în sensul de a-și promova filmul, pentru că marea problemă care se pune acum este recuperarea unui public, iar la nivel de Ministerul Culturii și de CNC, recuperarea sălilor de cinema, atât cât se mai poate. Sentimentul de sală este prezent la această oră numai în mod. Ori sala de cinema avea poezia ei și sentimentul că te duci practic la un spectacol. Deci dacă spectacolul cinematografic va reveni în ideea de spectacol cu actorii care vin, am văzut reacții anul trecut și acum 2 ani când actorii mergeau pe stradă și oamenii se opreau și discutau cu ei și constatau că nu sunt niște demiurgi, că nu sunt niște persoane pe care să nu-i salut și se așezau la masă. Și, adică le dădea un sentiment de că a atins un om care a făcut un lucru foarte special și că publicul în felul ăsta îi mulțumește, cerându-i un autograf sau spunându-i
cât de drag îmi este Draga Olteanu de Bilde sau Albulescu sau... Da. Ce va? Eu sunt a treia oară la dar prima oară fără film. Acum am venit în calitatea mea vremelnică de președinte al Dacin Sara. Dacin Sara este societatea care ocrotește și gestionează drepturile autorilor, regizori, scenariști din cinematografie și audiovizual. Interesul nostru e convergent cu ceea ce se întâmplă aici, cu ceea ce face Mihai, cu ceea ce se întâmplă și cu alte caravane, cum spunea Raubenciu. Ideea de a promova autorul și autorii români. Mă bucură să văd în selecția asta trei filme, dacă nu chiar patru, cu al patrulea m-am zbătut eu să-l convin pe autor să vină, tineri, deci filme tinere. Și acum aș completa ce a spus Laurențiu spunându-vă așa, nu e nicio noutate, toată lumea știe. Filmul clasic românesc este iubit. Și asta se vede și vă spun direct din statisticile pe care le avem noi, la Dacin, în legătură cu difuzările și cu ratingurile pe care le fac televiziunile care difuzează filmul. Chiar acum se pregătește una din societățile importante de cablu, va demara în octombrie un post care 24 de ore din 24 va da mai filmul. Pentru 7 generații de autori, lucrul ăsta mi se pare extraordinar. Și, revenind la idee, știm cu toții că filmul clasic are foarte mare audiență. Faptul că vin și filme tinere pe lângă este bine pentru că prin asta publicul care nu mai are să de cinema, nu mai are unde să vadă aceste filme, dar citește în presă, văd recenzii pe televizor, dar filmele nu le văd. Acum au posibilitatea să le vadă și să le judece. Pentru că asemenea întâlniri, după părerea mea, ar trebui completate cu niște sesiuni Q&A, niște sesiuni de întrebări și întâlniri cu publicul, cu autorii, a doua zi, cu cei interesați din public, care vor să afle, care vor să povestească. Și cred că asta ar fertiliza mai bine acțiunea pe care o promovați dumneavoastră. Categoric că Oneștiu, pentru mine a fost o surpriză teribilă, acum 3 ani, când am fost invitat cu un film aici, prima oară, să descoper atâta iubire de film românesc. Și ăsta e și motivul pentru care vin. Și am venit de fiecare dată când am fost chemat. E mare lucru. Și asemenea locuri și asemenea oameni trebuie sprijiniți pentru că sprijinul e reciproc. Și al nostru, ca autori, către publicul nostru și al publicului nostru către noi. Nu putem unii fără alții. Și este minunat că se întâmplă asta. Este extraordinar că sunteți printre foarte puținii primari și primării care în mod real sprijină, iubește, se zbate, găsește soluții, caută variante noi pozitive, cum e povestea cu locația acum, pentru așa ceva. Sunteți păsărare. Și vă spun asta, iarăși, dintr-o experiență de câțiva ani pe care o am din poziția și de autor și de președinte al Dacinului. E mare lucru și suntem alături de dumneavoastră, suntem alături de orice comunitate care iubește filmul, real, deci nu o face ca o acțiune pur și simplu pe care o bifează undeva, ci o face cu suflet, o face în ideea de a o amplifica, de a-i da și mai multă semnificație și importanță, e mare lucru. Eu vă felicit pentru asta. Suntem alături cât putem, noi, autorii și Dacinul, și iată, și Uniunea Cineaștilor. Doamne ajută și să ne vedem și la anul. Aș vrea să spun câteva cuvinte. În primul rând, legat de portofoliu de filme și de orientarea noastră și de viitor, cumva, în ceea ce privește caravana filmului românesc. Dacă la început am venit cu filme clasice,
într-adevăr, filme clasice, dar refăcute atât din punct de vedere al imaginii cât și sunetului. În timp, am dorit să orchestrăm cumva, să organizăm filmele, atât clasice cât și filme contemporane, filme poate chiar decente. Cu această ocazie vă anunț că am discutat mai devreme cu Cătălin Mitulescu, unul din regizorii de acum consacrați. Vă amintesc numai că a fost laureat cu Palme d'Or încă din vremea studenției, de două ori chiar, și este constant prezent în festivalurile internaționale. Chiar acum vine de la Carlo Vivari, unde a fost prezent în competiție, cu un film recent al dânsului, și avem ocazia, avem prilejul ca mâine seară schimbăm puțin programul și să vi-l aducem pe Cătălin Mitulescu cu ultimul lui film, Dincolo de calea ferată, care probabil va stârni atât curiozitatea publicului local, cât și discuții, vine și cu interpreta principală a filmului. Deci încercăm să vă aducem nume importante ale cinematografiei românești, atât cele consacrate cât și tineri. De asemenea, vedeți că între filmele prezente este ultimul film al domnului Dan Pița, este ultimul film, sau penultimul, al domnului Radu Gabrea, nume de acum foarte cunoscute ale cinematografiei românești. Dar venim duminică și cu un film recent, ultimul film al lui Doru Nițescu, Carmen, prezent și el. În primul film, e debut. E debutul lui, exact. Debutul lui Doru Nițescu, împreună cu Rodica Lazar, eroina principală a filmului, vor fi prezenți aici în spectacolul de duminică seara. Și vedeți că încercăm să facem, să vă aducem atât filme clasice, de asta am început cu un clasic, un film clasic, și în seara asta e un film arhicunoscut, care probabil s-a dat de zeci, de sute de ori la televiziune, și totuși, vom avea public. Și lumea vine să revadă. Am constatat și aici, ca și în alte localități ale țării, că publicul este doritor de film și își dorește să se revadă actorii preferați. Ba mai mult, am avut surpriză că anumite localități, la anumite spectacole, spectatorii, apropo de o discuție pe care am avut-o cu Laurențiu, știau replicile dinainte. Știau dialogul din film și comentau între ei. Deci tineri, nu vârstnici, tineri de data asta. Deci filmul clasic încă este dorit de spectatori. Și în sensul ăsta aș face un apel la cei care au puterea să ne ajute să readucem publicului, pentru că filmografia, Patrimoniul Național de Film, conține multe filme, pe care spectatorii poate că nu le-au văzut, marea masă a spectatorilor nu le-a văzut, însă nu le putem oferi pentru că sunt într-un stadiu avansat de degradare și ne-am dorit să le refacem, să le aducem la o calitate tehnică corespunzătoare pentru a le putea prezenta publicului așa cum trebuie ele prezentate și cum încercăm noi să prezentăm, și am încercat în anii ăștia să prezentăm filmele refăcute calitativ. De asta ne-am dorit să fim sprijiniți în sensul ăsta și să readucem spectatorilor și alte filme mai puțin cunoscute, să ne orientăm și încercăm împreună cu prietenii noștri să ne ducem spre filmul de animație românesc, care a fost total uitat în ultimii 25 de ani, către filmul documentar românesc, care iarăși este totalmente neglijat și unde am avut și avem un palmares bogat de premii vis-a-vis și de filmul documentar, ca și de filmul de animație de altfel. Îmi dai voie să completez aici, nu vreau să te întrerup. Asta este un proiect al nostru pe care, mă rog, și Mihai l-a preluat și mă bucură asta. Noi avem două zone, două genuri defavorizate din punct de vedere al distribuției. Televiziunile n-au
putut să aibă aceste filme. Vorba de filme documentare și avem niște filme documentare excepționale. Chiar l-am rugat pe Laurențiu și a făcut o listă de vreo 20, ar mai încăpea încă 20, cred, Laurențiu, liniștit, pe care noi încercăm acum pe costurile noastre să le masterizăm, să le aducem într-o fază de calitate potrivită standardelor televiziunii și să începem să le distribuim pe televiziune, dar nu numai. Și în cadrul acestor caravane, vorba iarăși de film de animație. Să nu uităm că primul Palm d'Or luat pe scurt metraj pe animație l-a luat Bob. Și a mai făcut cinema după aia. Sunt lucruri care s-au uitat. Ce vroiam să completez din ce spunea Mihai. Tânăra generație redescoperă, de fapt, descoperă filmul românesc clasic și faptul că replicile sunt folosite mai departe, fie pe Facebook, fie între ei, este un lucru important. Înseamnă că acele filme au în continuare viață. Pentru că un film, după părerea mea, e bun în măsura în care rezistă în timp. În măsura în care își dovedește tinerețea, seva, îi rămâne valabilă în timp. Dacă și peste 20 de ani un film este vizionabil, este iubit, plăcut și descoperit de generațiile care n-au avut cum să-l vadă atunci când a fost lansat, înseamnă că acel film are valoare. Este clar. Sigur, în ce privește pe Rodica Lazăr, ea e oneșteancă, bănuiesc că știți, da. Și este una din actrițele foarte serioase de la ora asta, cu roluri importante, filme importante. Și mă bucură că își face timp să vină într-un debut care a fost premiat de Uniunea Cineaștilor cu opera Prima și chiar îl felicitam pe Laurențiu că s-a întâmplat asta, slavă Domnului, pe un film extrem de sensibil, extrem de dur, dar în același timp foarte, foarte, foarte uman și special, care este această poveste, Carmen. Sunt foarte curios cum va fi receptată de public, ca și filmul lui Cătălin, pe care eu m-am străduit să-l aduc aici, dincolo de Calea Ferată. Sigur, va fi foarte interesant să vedem în ce măsură acest melanj de stiluri, de viziuni își va găsi interesul la publicul oneștean. Sunt convins că o să iasă bine. Cam atât. Acum să mă bag și eu în vorbă. Filmagine. Da? Sigur, eu nu mă pot împiedica să nu combin cele două caschete pe care le port, cea de actor și cea de om politic, dat fiind trecutul meu recent. Dar aceste lucruri se îmbină, mai ales în domeniul despre care vorbim, dincolo de subiectivismul pe care l-am legat de prezența mea la Onești, subiectivism normal, dat fiind că o persoană, poate din cele mai dragi mie, este vorba de Nadia Comăneci, este de aici. Și de fiecare dată când se spune Onești, automat se spune Nadia, ori pentru mine faptul că sunt pe teritoriul ei mă bucură foarte tare. Și constat cu mare, mare bucurie că, exact ce spunea și Laurențiu mai devreme, dumneavoastră, domnule primar, și echipa primăriei face, de fapt, ceea ce ar trebui să facă toate primăriile, și anume să fie atenți la dorința celor care i-au votat. Și anume, în cazul nostru, să le poată permite accesul la filmul românesc. E un lucru foarte important și, într-adevăr, nu sunt multe primării în țara noastră care să aibă această preocupare și această implicare. E lucru de spus și de repetat, iar eu îl voi folosi de fiecare dată ca exemplu, pentru că, da, este nevoie de așa ceva, este esențial, se spune că o imagine valorează cât 1000 de cuvinte și așa și este. Cum spunea Laurențiu, sigur, din păcate copiii nu mai citesc,
și stau tot timpul pe Facebook și pe alte suporturi electronice. Dacă noi, artiști, împreună cu dumneavoastră, cei ce puteți decide aceste lucruri, putem să le oferim imagini care să le vorbească și care să îi scoată un pic din spațiul ăsta închis al Facebook-ului sau al, nu știu, căror altor sisteme, e un lucru câștigat. Și în ziua de astăzi, în care unii vor să scoată istoria de la școală, cred că noi, prin filme ca cel de aseară și prin alte filme istorice, putem să participăm la educația copiilor, a tinerilor generații, pentru că, da, într-adevăr, este nevoie. Ca să putem fi mândri de ceea ce suntem, trebuie să știm cine suntem și de unde venim și să ne cunoaștem istoria, în primul rând. După ce învățăm să ne respectăm limba și drapelul. Și limba e foarte maltratată în ultima perioadă. E bine, cinematograful, cinematografia are și acest sens. Eu, când am fost secretar de stat la Ministerul Culturii, am lansat un proiect, pentru că eu răspundeam de cinematografie și de cinematografie, de România Film, RADEF. Și am vrut să institui o rețea națională de cinematografe, cu un număr de 40 de cinematografe, din cele care mai pot fi salvate și care nu au fost transformate în ruine sau în săl de nu știu ce jocuri, pentru a crea o rețea de film în românesc și european în proporție de 75%. Pentru că, da, este important. Iată, cum spuneau și prietenii mei, se vede asta în momentul în care filmele românești sunt prezentate la televiziune. Ratingurile sunt monumentale. Mult mai mult decât la toate talk show-urile și la toate prostiile care se discută de multe ori pe televiziune. Deci e un lucru foarte bun. Sigur că ce ne-am dorit cu toții ar fi ca Ministerul Culturii să fie mult mai prezent. Pentru că este important. Nimic nu se poate face fără bani. Și da, arta, în general, costă. Și nu aduce neapărat un câștig fabulos, pentru că nu suntem în majorul american care să poată să își permită, prin producători privați, să facă și să cheltuiască miliarde. Deci, avem nevoie de susținerea părții guvernamentale. Aici este combinația de cele două gaschete ale mele, pentru că artistul din mine și politicianul din mine sunt, într-un fel, se confundă. Pentru că, da, Ministerul Culturii este departe de a-și face treaba, mai ales în contextul actual, din păcate, și tot din păcate, Ministra Culturii de astăzi, știu că asta se vor supăra poate prietenii mei, dar eu pot să-mi permit să o spun, ei nu, nu are nicio legătură cu cultura și singura ei preocupare este să distrugă CNC-ul și cinematografia pentru niște interese personale ale unui grup care deja beneficiază foarte mult de fonduri. Ori lucrurile astea nu trebuie lăsate să se întâmple. Pentru că, dacă n-ar exista CNC-ul, nu am putea să avem filme, deci nu am putea să avem premii internaționale și nu ar putea artiștii români, creatorii tineri, să se poată exprima și să ne bucure. Da, sigur, filmul clasic este o evidență că este iubit și căutat de români. Faptul că există încă cinematografe foarte puține, e un lucru foarte bun și ar trebui să se dezvolte acest lucru. Dar și asta necesită bani. E o lege care spune, dacă n-a prea fost respectată, că cinematografe trebuie să vină în gestiunea primăriilor, să nu mai aparțină de RADEF România Film, și să fie păstrată existența lor cu sensul de cinematograf, cel puțin 14 ani. În foarte puține orașe s-a întâmplat lucrul ăsta. Aici văd că din fericire se întâmplă. Eu m-am luptat cu cerul și cu pământul să blochez această hemoragie a cinematografilor transformate în fast food-uri sau în săl de bingo. La unele am reușit, la altele n-am avut timp să o fac. Sper că cei ce vor veni de la toamnă să continue aceste lucruri. Și nu mă pot decât să mă bucur. Actorul Bogdan Stanoievici se bucură de ce? De faptul că filme în care am jucat și pe care le iubesc au fost văzute la Onești. Anul trecut n-am putut să vin și mi-a părut foarte rău, pentru că a fost prezentat filmul Cel Ales, ultima producție românească, cel mai premiat film românesc de altfel, în ultimii 25 de ani, la festivalul internațional, bineînțeles. Un film deranjant, un film care vorbește despre noi, care spune o poveste despre ce a fost înainte și ce este după 89, motivul de care și deranja foarte multă lume.
Iar anul acesta, ieri seară, noi cei din linia 1, e unul din filmele pe care le iubesc cel mai tare, pentru că sunt legat de echipa de acolo și de acest enorm regizor care, nu pot să spun a fost, nu pot spune decât este, Sergiu Nicolaescu. Jos Aizescu, prezent cu Secretul lui Bacchus, în care nu joc, dar am alte două filme a lui Aizescu, în care chiar am debutat când am fost tânăr. Deci, mă simt mândru că fac parte din această caravană, în care sunt și eu o părticică. Prin actorul care a participat cu tot sufletul la filme ce vor fi prezentate. Și da, într-adevăr, dacă am putea să dezvoltăm și înțeleg intențiile dumneavoastră că sunt exact în acest sens, pentru că întotdeauna trebuie început undeva. Orice se întâmplă la Onești, nu cred că s-a întâmplat într-un alt oraș. Din punct de vedere acestei caravane a filmului. S-au încercat recuperări de către alte structuri să facă și ei o caravană. Nu la nivelul acesta. Și Oneștiul ar trebui să fie în continuare și să rămână un far, așa cum este deocamdată, care să poată fi dat de exemplu. Ce vă spuneam că am să fac eu peste tot unde mă voi duce, da, așa trebuie făcută și politica locală. În principal, legată de ceea ce vor cei ce votează. Ce vor cei ce votează? Anumite lucruri. Printre care și acesta. Când s-a înțeles acest lucru, nu puteți decât să fiți liniștiți pentru câteva mandate. Pentru că, da, cinematografia este foarte, foarte importantă și avem nevoie. Și vă mulțumim din acest motiv că sunteți unul dintre rarii iubitori și protectori ai filmului românesc. Filmul românesc, cum spunea și Laurențiu, nu s-a născut nici ieri, nici azi și nu va dispărea mâine. Dar doar în condițiile în care oameni ca dumneavoastră și ca echipa dumneavoastră, oameni ca noi, care ne aruncăm cu capul înainte pentru români și pentru cinematografie, vor exista și vor fi în continuare împreună pentru a putea să îi bucurăm pe ceilalți. Noi fără public nu existăm, deci nu putem decât să fim fericiți că suntem la Onești și da, am să vin de fiecare dată, chiar dacă nu voi avea filme în această caravană, doar de dragul de a veni și a vedea cum se bucură oamenii când văd film românesc. Dar vă mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase. La fel de mândru sunt și eu ca și dumneavoastră, în primul rând, pentru că sunt contemporan cu actori de valoare, actori care ne fac de cele mai multe ori, de foarte multe ori să fim mândri. Puține sunt ocaziile în care anumite persoane sau anumite evenimente ne mai fac să fim mândri, din păcate. Și iată că este o ocazie de care trebuie să profităm din plin. Vreau să vă spun că oneștenii, este un privilegiu pentru mine să fiu oneștean și un privilegiu să reprezint, ca și primar, niște oameni cu totul deosebit. Și de ce spun lucrurile acestea? Este relativ un oraș nou în România, înființat prin, născut, să spun, prin anii 60, unde foarte mulți intelectuali au venit pentru a dezvolta platforma petrochimică și a dat naștere unui oraș tânăr și, zic eu, foarte frumos. În consecință, fiind niște oameni foarte bine pregătiți, sunt și niște oameni care iubesc frumosul totodată, tocmai prin educația pe care dânsii o au. Și mă bucur să realizez și mă bucur că și dumneavoastră constatați același lucru, că oneștenii iubesc frumosul și ne dorim ca aceste proiecte frumoase, bineînțeles, să se dezvolte, nu doar să continue. Iată că, după cum spun eu, o provocare, un challenge propus de către domnul Marinescu și anume, ca după o săptămână de proiecții, cred că ar fi foarte interesant să existe o zi, după o săptămână de proiecții, în care, pe de o parte, oneștenii să se întâlnească cu regizori, cu actori, cu critici de film, cu toți cei ce sunt implicați în acest proiect care se numește Caravana Filmului Românesc și astfel, nu doar să participăm pasiv sau oarecum activ la proiecții, ci și după să putem să comunicăm, să dialogăm, să ne împărtășim idei și să vă transmitem, nu numai prin intermediul primarului și a celor din stafful dumnealui, mulțumiri și aprecierile față de ceea ce faceți dumneavoastră, nu numai pentru Onești, ci prin acest proiect și pentru țară, ci să aibă ocazia și oneștenii să aibă această interacțiune directă cu dumneavoastră. Cred că ar fi indicat
ca în cinematograf, care este destul de generos ca și capacitate și care arată, spun eu, bine. După o săptămână de proiecție să ne întâlnim acolo, pe scenă să fie actorii, uneșteni în sală și împreună să avem un dialog. Este doar... Iertați-mă, nu vreau să vă întrerup, dar eu spuneam așa, după fiecare film, a doua zi, chiar la locul unde se face proiecția, în parcul ăla, un loc extraordinar, la o anumită oră a prânzului, când se hotărăște, să se facă sesiunea de întâlnire a actorilor din filmul respectiv și a regizorului din filmul respectiv, cu spectatori care au fost, așa se face. Și atunci oamenii au posibilitatea unui dialog direct, fără critic. Este un dialog moderat, frumos, de Roxana sau de cineva. Spune, bună ziua, bună ziua. Dacă au venit 10 oameni, foarte bine, 10 sunt interesați să povestească, să-i vadă pe actor, să asculte poveștile. Pe lângă aia 10 care pun întrebări și vor fi interesați, vor mai veni încă 50 care să uite și a doua zi o să fie mai curajoși și mai interesați. E clar că expertiza dumneavoastră nu poate fi decât mai asta era ideea. Bogată decât a mea asta și este o idee pe care să vorbim despre filmele pe care le-am văzut, să ne comentăm, să ne bucurăm de prezența acelor oameni care au muncit și au pus sufletul să le facă. E un lucru care se practică și care cred că ar apropia mai bine publicul de filme și interacțiunea asta ar avea un plus de valoare. Noi putem să ne pliem pe această recomandare și pe acest format încă începând, nu vreau să fiu foarte să mă aventurez în să spun că de astăzi, dar de mâine am putea să promovăm în mediile noastre online, media, radio, TV. La o cafea din asta și să începem mâine cu o oră înainte de proiecția propriu-zisă, cu o oră înainte, cred că ar fi bine în aceeași locație, contribuie și la consistența proiectului din aceasta. Cred că ar fi bine ca în aceeași locație, cu o oră înainte, să fie... E destul de generos, cred că, intervalul de oră, astfel încât... Mai ales că oamenii vor întotdeauna să știe un pic din bucătăria creație unui film. Întotdeauna sunt fel de fel de legende, unele reale, altele mai puțin, dar oamenii le place. De ce nu v-a plăcut? De ce nu v-a plăcut? Vorbim de ce se întâmplă. Cum se creează, cum se face, cum... E o poveste superbă legată de această bucătărie. Mulți, mulți ani în urmă, când Nicolaescu făcea un film istoric și asistentul lui era un alt regretat regizor, care nu mai este, Doru Năstase, și, sigur, pe vremea aceea comunicarea era mai nu prea cu ochii, nu prea mergea treaba bine, și se lucrase 2 sau 3 zile la a se amenaja decorul pe o vale, unde urma să se filmeze, dintr-o singură priză, de nu se putea altfel, ciocnirea dintre trupele turcești și trupele românești. Și erau turci pe un deal, românii pe un deal și era un helicopter care, de la armată, ca așa era pe vremea aia, care urma să filmeze scena, erau 2 camere, numai Nicolaescu putea să aibă 2 camere pe vremea aia de filmat, și urma să se tragă o singură dată, pentru că nu se putea altfel. Și Nicolaescu are proasta inspirație să-l întrebe, totul era pregătit, urma să se dea drumul, și Nicolaescu are proasta inspirație să-l întrebe pe Doru care va fi sistemul de comunicare cu ceilalți ca să plece toți în același timp, în momentul în care se dă motor. Și Doru îi spune foarte simplu, domnul ăsta, e foarte simplu, în momentul în care ei trebuie să pornească, eu fac așa cu mâine. Și el a făcut așa cu mâine și toată lumea a pornit, dar nu mergea nicio cameră, helicopterul nu decolase, s-a ales praful de 3 zile de drum. Nicolaescu care a încercat să-i optați, să opriți. Ce să opriți? Sute de oameni, pentru că atunci se prima cu armata, cu... E, genul ăsta de povești, sigur că întotdeauna sunt picante și plăcea oamenilor pentru că face parte din viața noastră. Și sunt foarte, foarte multe. Deci de-aia că da, ideea e foarte bună și chiar ce spuneți noastră, se întâlnim un pic înainte și se creează și legătura cu filmul de ieri cu cel ce urmează, da, e o idee foarte bună și merită încercat. Ce avem de pierdut? Exact. Să vedem că nu o să fie decât 5, vorba lui Șerban. La anul să fie 10 și nu mai e foarte important, eu am spus, fiecare om interesat absolut de film trebuie respectat pentru că are acest interes. Și va veni și al doilea, va veni și al treilea. Am Zapelea, care mi-a fost profesor la facultate și sunt
extrem de mândru de am avut această șansă, spunea un lucru foarte simplu. Dacă un singur om din sală este prezent și te înțelege și te ascultă, pentru el, tu, actor, trebuie să dai tot din tine. Chiar dacă ceilalți 399 din 400 au altă treabă sau dorm sau nici măcar nu sunt. Și așa este, da, exact cum spuneți. Un singur om contează. De la unul se merge mai departe pe sistemul dominoului, dar în sensul pozitiv. Nu cade și se ridică. Așa că, da, e de încercat. Chiar e de încercat. Este un test, e un turnesol extraordinar să vezi pentru că oamenii vor fi sinceri. La început da, există. Doamne, mie nu mi-a plăcut. Și trebuie să explice de ce sau ce nu i-a plăcut sau ce i-a plăcut. Și în funcție și de audiență și în funcție și de interes, poți să ai o măsură. Plus că se creează un dialog față de povestea filmului. Da. Țin minte că la filmul cel ales, când am făcut cu ei, cu Caravana sau în alte situații, în alte momente, proiecții prin țară, de foarte multe ori, cine l-a văzut o să înțeleagă despre ce e vorba, foarte mulți oameni după film întrebau, dar de ce nu l-ai împușcat pe nenorocitul ăla care s-a purtat și care ți-a făcut? Trebuia să-l împuși, să-i tragi un glonț în cap acolo în mașină. Și asta suscita un dialog, dar ce era important era implicarea cetățeanului, a omului de pe scaun în povestea de pe ecran. Ori asta înseamnă că noi chiar am reușit să ne facem treaba. Ăsta e sensul nostru, fără public. Degeaba, cel mai bun cântăresc de operă la el în baie, nu interesează pe nimeni. Deci, da, da, legătura asta trebuie păstrată și cultivată. Ar fi păcat să nu. Dumneavoastră o faceți deja? Keep going, cum zic americanii. Eu vorbesc de pe poziția unui spectator, care sunt fericit de câte ori veniți aici în oraș. Prezența noastră este o adevărată sărbătoare. Și pentru cei mai în vârstă, e cazul meu, care au ocazia să vadă filmele clasice de care atât de frumos vorbea domnul Șerban Marinescu. Spre exemplu, astă seară, o întâlnire de gală cu niște actori formidabili, atâtea lume, acolo vreo 11 sau 12 stele ale filmului românesc care merită a fi văzute, fără discuții. În ceea ce mă privește, intervine însă și o schimbare, o metamorfoză. Când eram tânăr, nu mă prea duceam la filmele românești, așa. Eram actiat mai mult după cele franco-italiene sau americane, care erau la mod atunci. Ei, acum iubesc filmul românesc. Abia aștept ziua de duminică, pe TVR2, să văd filmele și de la 2, și de la 6, și mai târziu de la, sau de la 8 și de la 11. Pentru că descoper de-abia acum ce actori avem, ce valențe ale regizorilor și ale creatorilor de film au existat și le văd cu mare plăcere. Pe de altă parte, și tinerii sunt atrași de prezența dumneavoastră. Ca profesor am mers de câteva ori cu elevi împreună la prezența dumneavoastră aici și am rămas surprins să văd că ei nu vizionaseră niciodată un film pe ecran normal. Ceea ce văzuseră la televizor sau pe calculator. Și au spus, așa arată un film? Păi e formidabil, e nemaipomenit. Este aproape real ceea ce văd pe ecranul normal. Aș mai spune că, însă, după plecarea dumneavoastră, ne rămâne așa un gust puțin amar, pentru că avem un cinematograf foarte bine pus la punct, arată, poate fi un model pentru sălile pe care le visăm împreună cu dumneavoastră. Numai că rețeaua de distribuție care se ocupă de acest cinematograf ne aduce altfel de filme. De exemplu, trecând astăzi pe acolo, văd pe un afiș scrind Mame bune, mame rele, iar pe altul Vânătorii de fantasme sau așa ceva. Filme care, sigur că nu trezesc interesul. Și atunci mă întreb, rețelele astea de distribuție n-ar putea fi influențate să introducă în difuzare și filme românești? Mai ales că avem atâtea capodopere, atâtea filme extraordinare, nu? Începând de la, știu eu, filmele mai vechi, de altă dată, și terminând cu cel mai vii dintre pământeni, cu moromeții, cu filme care merită, într-adevăr, a fi văzute. Aș mai spune că, de multe ori, filmele apar pe piață datorită unor criterii comerciale. Și în sensul ăsta mă întreb, regizorii de film, pentru că l-am alături pe domnul Șerban Marinescu,
ar trebui să facă niște concesii pentru ca, într-adevăr, aceste filme să apară pe piață, să fie difuzate. Poate că dumneavoastră îmi va da un răspuns la întrebarea asta. Avem ocazia să vedem filme noi foarte bune. Anul trecut am văzut, de exemplu, Domnișoara Cristina, realizat de domnul Laurențiu Damian, care a fost o adevărată revelație pentru cei prezenți acolo. Pe dumneavoastră iarăși v-am vizionat, nu știu cine v-a ales, dar v-a ales bine, nu știu pe cine ați deranjat, dar pe voi nu ne-ați deranjat, mi-ați mulțumit. Da. Așa încât prezența dumneavoastră aici și afluența de public este explicabilă, pentru că ceea ce aduceți este de foarte bună calitate, iar publicul nostru nu este chiar unul din ăla care prima dată merge la cinematograf sau prima dată vede un actor. E un public oarecum educat. Eu, ca profesor, vă pot spune lucrul ăsta, că de-a lungul timpului, la ora de literatură, sunt profesor de limba română, discutam și ecranizările și discutam apropierele și deosebirile. De exemplu, o întreagă tevatură cu cel mai bine dintre pământeni. Nu era ca în carte. Bă, nu e ca în carte, dar ăsta este film, ăsta trebuie văzut altfel. Este, o recreație, sigur că da, plecând de acolo și așa mai departe. Deci publicul ăsta care vine și vă vede, este un public care vine cu dragoste, care vine din interes cultural. Nu vine așa ca să-și petreacă și el vremea acolo la aer curat. Asta este, și asta ne bucură foarte mult. Ceea ce faceți dumneavoastră este un lucru minunat, pentru care vă mulțumim tare mult. Acum sunt dator un răspuns scurt, că deja conferința asta de presă începe să fie o sesiune de prieteni, dar asta trebuie să se întâmple acolo, ce vă propuneam eu. Păi continuăm acolo. E dureros un adevăr pe care trebuie să vi-l spun. E credința mea, apropo de faptul că la cinematograful ăsta frumos pe care îl aveți dumneavoastră, să dau filmele de care vorbeați și nu filmul românesc. Filmele alea acolo se dau pe bilet vândut, pe bani. Și după cum bănuiesc că, ca profesor, ați văzut ce se întâmplă, mentalitatea tinerii generații, dar și a celor vârstnici și a celor de vârsta noastră. Când e vorba să plătească din buzunar pentru un film românesc, preferă să-l vadă la televizor. Sau să vină în asemenea întâlniri, unde se dau gratuit, unde filmele se văd și atunci acolo vezi dragostea de film. E, când e vorba să bage mâna buzunar pe să scoată 7 lei, 3 lei, 5 lei, cât poate fi un bilet, preferă să dea cu o prostie. De aia, efortul pe care îl face și ceea ce încerc să impun acum la Dacinsara, să-mi rog toți colegii și autorii, promovați-vă operele, fraților, cât puteți, pentru că e singura șansă. Acum, televiziunea a devenit vectorul principal. Lumea stă comod acasă, pe fotoliu, știe că la ora tare începe filmul, să-și vede filmul. Și intră în prețul ăla al abonamentului lunar pe care îl plătește pentru cadru. E foarte complicat cu cinematografele. Aici nu vreau să mă pronunț, nici nu cred că am expertiză, dar din ce simt, va fi o mare problemă readucerea spectatorului în sala de cinema. Asta încearcă Mihai Orășan să facă cu Caravana. Asta încearcă și alții. Asta încercăm și noi. Da? Să readucem spectatorul în fața unui ecran mare. Ce mi-a spus dumneavoastră m-a îngrozit, că aveți elevi care au văzut pentru prima oară un film, auzi, Laurențiu, pe ecran mare. Asta este oameni. Și ca descoperit că e un spectacol. Păi vă dați seama că e important este ce facem noi? Aici, împreună cu dumneavoastră și peste tot, pe unde se întâmplă. E foarte important ca tinerile generații să descopere că filmul nu e cutia aia unde vorba lui Laurențiu merg reclamele. Vine ăla cu pasta de dinți și continuă povestea. Nu! Filmul e un spectacol, e ca la teatru. Oamenii aia sunt în mărime naturală. Ba mai mari de 2 metri jumate cât sunt pe ecran. Și atunci reacționează altfel. Bun. Din punctul meu de vedere... Eu aș completa un pic, apropo de întrebarea dumneavoastră, răspunsul lui Șerban. Și cred că ar trebui, e just ce spune, dar, e un dar, din punctul meu de vedere,
cred că și realizatorii și scenariștii ar trebui să reorienteze într-un fel modul de gândire, și anume, filmul ar trebui să fie făcut în primul rând pentru oameni și abia după aceea pentru premii. Din păcate e o modă în ultima vreme la noi să facem filme despre care știm că vor lua premii. De ce? Pentru că, din păcate, în marile festivaluri există o tendință politică de a da premii unui anume gen de film. Eu nu spun că aceste filme despre realitățile noastre, cele triste românești, care există, nu trebuie făcute. Dar parcă mi-aș dori și altceva. Parcă aș vrea să văd filme care vorbesc despre ce e frumos în țara asta. Așa cum aș vrea să văd filme istorice, aș vrea să văd filme, spunea mai devreme Laurențiu, despre făcute ecranizări după mari opere, după mari autori. Aș vrea să văd filme pentru copii. Aș vrea să văd și acest gen de filme. Și cred că în momentul în care realizatorii de film, scenariștii, regizorii vor alege asemenea subiecte, acei 7, 10, 15 lei vor fi poate scoși mai ușor din buzunar pentru un film românesc. Pentru că sunt convins că dacă am da la orice cinematograf unul din filme BD de pe vremuri sau un film de al lui Nicolaescu istoric, sunt convins că oamenii ar da cei 7 lei sau 10 lei ca să vadă acel film. Nu sunt convins că vor da acei bani ca să vadă un film care a luat, de exemplu, Pandora. Nu sunt convins. Sunt două lucruri diferite care pot coexista și sunt utile și necesare. Dar, și aici intervine ce spuneam mai devreme, necesitatea de a fi susținută cinematografia de către structurile statului, pentru că altfel nu se poate. Nu mai există mecena de mult. De aceea sunt anumite filme, care sunt filme de artă sau care sunt filme despre anumite probleme care trebuie făcute, pentru că și aceste lucruri trebuie cunoscute. Și astea necesită finanțare mult mai mare, pentru că nu vor scoate niciodată bani, oricâte premii ar lua. Și sunt alte filme care poate sunt mai simple, nu mai simpliste, dar poate că au o poveste mai aproape de sufletul fiecăruia dintre noi, o poveste care să intereseze mai mult. Și pentru care spectatorul, indiferent de vârstă, e dispus să dea cei 10 lei ca să intre să vadă un film românesc. Și aici e un lucru care ține mai mult de zona noastră decât de zona noastră, dar apropo de întrebare, de completarea... Mă simt nevoia să mă delimitez fără supărare aici de această opinie și cu asta sper să nu mă mai plictisim și să ne vedem fiecare de treabă care se are proiecția. Tu ai vorbit ca politician acum, din punctul meu de vedere, este important ca filmul de artă să existe. Absolut. Este important ca genurile celelalte de cinema să se facă. Este important să nu mai facem această dicotomie între ele, pentru că e aberant. Sunt filmi. Regizori buni într-o generație sunt 2-3 în cel mai fericit caz. Restul sunt meseriași, sunt oameni care își fac treaba. Iar revenirea, ce spuneai tu, că bagă mâna să scoată 7 lei, să dea pe bilet, dacă dea un film pe care l-a avut de 30 de ori la televizor, nu o să se întâmple. Dar cu siguranță voi veni cu mare bucurie și vor vedea 101 oară tot la televizor. E vorba de o măcinare, dacă vreți, a interesului în ce privește biletul plătit. Și mai e o chestiune care ține și de educație în școală, educația cinematografică, care trebuie făcută corect. Asta e o altă discuție. Eu vă mulțumesc foarte mult și mă scuzați că am intervenit, dar cu asta închid. Și noi vă mulțumim foarte mult. De-abia știm să ne revedem diseară la proiecție. Și sper că scaunele care le aducem în plus să fie ocupate în totalitate. Deci întâlnirea cu publicul rămâne de... Rămâne, de, de mâine, ca să avem, să avem timp de o zi, să începem să promovăm. Sunt foarte frumos că vine Mitunescu și sunt foarte curios dacă vor fi oameni interesați să... Mâine de la 20, în aceeași locație. Ok. Vă mulțumim și noi foarte mult. Mulțumim de găsuire.